Dar două lucruri, că s-au, am avut în gând mai multe, dar s-au spus toate de aici, așa că nu mai am ce spune. Primul lucru pe care l-am urmărit, pe lângă toate celelalte care s-au spus deosebit de pertinent, a fost rezultatul unor îndelungate vizite prin marile muzee ale Europei. Eu am avut o casă în Moș, am vândut-o și cu soția am bătut muzeele, am făcut turism cultural, cum se spune. Și la un moment dat am încercat să fac o concluzie. Am descoperit două tipuri de pictură. Una, asemenea cu unei vitrine, că acum de pas se rearanjează vitrinele, frumos, te uiți prin geam, din drum și îți place. Dar este vitrina între tine și lucrare, nu e a ta. Există acest zid invizibil în unele lucrări pe care nu-l străpungi. Invers, în unele lucrări, parcă se deschid în fața ta. Te primesc în ele. Și asta am încercat eu, în unele aproape am reușit, să rup distanța între privitor și tablou. Și cum bine a sesizat, văd și domnul și doamna ăsta cu banane, acolo am reușit. Adică, deja soția glumea tot zice, mă lasă, iau o banană. Du-te ea și merge acolo și pune mâna. Dar de bori eu părăsă, acum mi-a furat o banană. Nu mic, întreba. O trebuie să mă duc în oraș, să cumpăr alta, să o pui acolo, să o mic. Asta, apropo de asta, al doilea lucru pe care vreau să vi spun, aici e culmea pe care eu consider că am atins-o cât am putut eu, am reușit să prind, apropo ce spunea domnul și doamna foarte bine, să prind lumina în culoare și să o pun acolo. Chiar dacă stingem lec, o să vedeți că vine lumina din ele. Nu este o lumină din afară care, cum să spun, îmbelește obiectul și se duce undeva în indefinit. Deci am reușit să fixez lumina în câteva, nu în toate. Și asta mă bucură foarte. Și ultimul lucru, apropo de autoportret, știți cum să spune? Nu, dar toată lumea are dreptate. Ce-am vrut eu să reprezint acolo? Pentru că la vârsta asta, mă rog că prima expoziție personală la aproape 76 de ani. E o realizare. Atunci prima expoziție, da. Și ce-am vrut eu să reprezint acolo? Dacă vă uitați, sunt trei personaje. Eu sunt autoportretul, în dreapta este o domnișoară, dar lăsată, este estompată în umbră, este visurile tinereții, stați acolo, au trecut, nu este bine conturată. Eu în prezent și în dreapta mea ceasul. Acum știți că ne-a spus și părintele la biserică și știți toți, mai citit, spune așa, oile în dreapta, capele în stânga. Și în dreapta am pus ceasul. Tic-tac-ul și eu, cu urechea atent, că bate ceasul. Și de asta am pus ora 10. Mai ai puțin, grăbește. Și ca să dovedesc cât de important este pentru mine fiecare ceas, fiecare clipă, dacă observați, am făcut din aur limba ceasului. Pentru mine orice clipă este aur pe care o mai trăiesc. Asta am vrut să fac și dacă am reușit, mă bucur.